Clăpățel, măgărușul cel îndărătnic, de Tony Wolf. Clăpățel era un măgăruș care nu renunța cu una cu două, era cam îndărătnic. Într-o zi, țăranul s-a pus să construiască un alt pot pe care animalele să se ducă la păscut, pentru că cel vechi era cam ruginit. Animalele s-au aliniat pentru a trece podul, chiar dacă drumul era mai lung, ele tot pe aici o să treacă de acum înainte. În frunte cu Napoleon, căluțul cel isteț au început să treacă podul una câte una. Numai măgărușul nostru, Clopoțel, a hotărât că podul cel vechi este destul de sigur. După primii doi pași, podul s-a rupt, iar el a căzut în apa rece ca gheața. Atunci a spălat pe veți încăpățânarea.